Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să mulțumesc în primul rând preoților, domnilor primari din localitățile care nu suntem de acord ca să avem gaze de șist, să nu se facă aceste lucrări pe sectoarele noastre de activitate care le avem. Nu-i mai prezint pe toți pentru că vrem ca să se vorbească despre gaze, să știți ce ne așteaptă dacă se forează la noi. Și avem aici, în măsură, pe domnul director Muscă, avem oameni care știu despre ceea ce se întâmplă, despre repercursiunile care o să le avem dacă se forează la noi. Și de aia, ca să conducă în această zi la noi, la Macea, îi dau cuvântul domnului Moț și o să prezinte și țin să-i mulțumesc și doamnei viceprimăriță de la și Bolnavă au venit, deci și Jofronia este de alături de noi și ei nu vreau să aibă. Domnul primar de la Pecica urmează să vină, o să mai vi prezinte domnul Moț, vreau să fiu mai scurt. Bună ziua, bine ați venit la Macea. Mulțumim gazdelor domnului primar Ioan Mercea, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. La mulți ani, domnul primar. Sper că s-a pregătit, pentru că întâlnire suntem vreo 500 pe domnul primar. Mulțumim și domnului viceprimar Ioan Chișeuan. Mulțumim și preoților din Macea, părintele Tudor Modianu și părintele Gheorghe Mărar. Mulțumim și celorlalți primari și celorlalți preoți, domnului Nicolae Aniței, primar orașului Curtici, domnului primar Vince Alma și de la Dorobanți, nu vrem să creștem aici cămile, domnul primar de la Sântana, domnului primar Dema de la Șimant, domnului primar Muscă de la Olari, părintele Gheorghe Bozian de la Curtici, părintele Ilie Nădăban de la Curtici, părintele profesor dr. Călin Dragoș de la Olari și părintele Trudă de la Sfânt Martin. Am început la Curtici în urmă cu câțiva ani aceste întâlniri, ne-am urnit puțin mai greu. În 1 februarie am fost mulți, dar nu suficienți, trebuie să fim din ce în ce mai mulți. Să le arătăm celor care trebuie să vadă aceste lucruri, că trăim, vrem să trăim în continuare și aici nu cămile trebuie să crească, ci domnul director și celorlalți agricultori mai mici trebuie să le permitem în continuare să ne dea mâncare, să ne dea pâine. Gazele nu ne vor ține de foame, asta e clar. După lovitura de stat, eu aș spune așa, cine vrea să mă corecteze, poate să o facă, dar tot nu să-l ascult. După lovitura de stat de la 89, vedem că CFR-ul e pe butuci, Olchimul a dispărut, toate firmele mari ale statului român au fost distruse, dezbină și stăpânește. Am vorbit duminica trecută în biserică, astăzi a făcut-o și părintele Budeanu la Macea și părintele Dragoș a făcut-o la Olar și așa mai departe. Trebuie ca toți cei care suntem aici, să receptăm acest mesaj și să-l transmitem mai departe. Nu vrem gaze de șist, suntem suficient de bogați și suficient de binecuvântați, ca să spun așa, sunt suficient de binecuvântați. Suntem foarte binecuvântați de Dumnezeu, cu terenuri agricole foarte, foarte bune, productive, pe care cineva vrea să le distrugă. Pe lângă asta, avem și apă. Apă foarte bună. România, în special județul Arad, exportă foarte multă apă în Ungaria. Apă foarte bună. Ce-ar fi dacă noi am permite ca aceste gaze de șist să se exploateze în perimetrul acesta EX6 Curtici? Ce-ar însemna? Ce-ar fi apa? Și aș vrea să le rog pe Cosmin să pună câteva imagini. Să vedeți, am pregătit câteva imagini, să vedeți ce înseamnă aceste gaze de șist.
Vedeți dumneavoastră o imagine din Statele Unite, acolo nu se mai permite exploatarea gazelor de șist și probabil pe noi ne cred proști. Vedeți dumneavoastră gaz care curge la robinet în chiuvetă și o femeie care face un experiment. Vedeți? Apa arde. Cum ar fi să bem această apă, să facem mâncare cu ea, să dăm și animalelor? Acum, foarte, foarte scurt, după care o să rog pe domnul director să ne vorbească. Vedeți dumneavoastră, exploatarea gazelor de șist, pe verticală și pe orizontală, se distruge absolut tot, tot, tot. Totul se va distruge. Poftiți, domnule. Tot se va distruge. E o planșă. Bună ziua! Mă bucur că suntem într-un număr mare, ca și la Curtici și aici la dumneavoastră. Ne aflăm în perimetru celor 12 localități, respectiv 561 de kilometri pătrați, care se intenționează să se construiască aceste gaze de șist. Este foarte greu să oprim, nu este imposibil, dar repet, este foarte greu, datorită unui singur lucru. Nu putem visa, nu ne putem imagina câți bani sunt în joc. Numai banii și numai banii și numai banii. Și acești bani calcă peste oameni, calcă peste cadavre, ca să înfrângă și ei pe noi, să ne înfrângă și ei să biruie. Deci, așa cum a început să vă spună părintele, gazele sunt aici, jos, de la 3 km adâncime, minim până la 8 km. Ce înseamnă gaze de șist? Asta este o sondă. Aici vedem mașinile, vedem parcurile lor, vedem toate, inclusiv refulări care se întâmplă. Uitați ce se întâmplă, se forează până la 3-4 km, până în 8 km exploatează ei. După cât merge în adâncime, apoi merge în orizontal. Se forează și se introduce apă. 95% apă, 4,5% substanțe chimice și 0,5% nisip. În condițiile în care aici se sparge roca, pentru că ele, gazele, sunt într-o rocă, în condițiile în care se sparge roca, se degaje acest gaz. Aceste gaze, întâlnind acele substanțe chimice, se produc și explozii. Explozii care creează goluri și care, mă sigur, când aici se creează gol, vor începe surpări de teren și vor începe cu tremurile. Recent mai a fost dat un exemplu în Olanda, de vineri, în care au fost transmis pe toate posturile de televiziune și de radio, cum într-o localitate din Olanda, care au avut parte de aceste explorări, au crăpat toate casele, la rând, exact cum s-a petrecut fenomenul din Galați pe care l-ați vândut și dumneavoastră. În condițiile în care se sparge roca aici, gazul, ca și apa, nu stă. Gazul iese și prin beton, și prin pământ, și prin apă, și prin toate. Și antrenează apa subterană și mai târziu antrenează apa din pânza freatică. Ei iau aceste sonde. La fiecare sondă se folosește până la 25.000 de metri cub sau chiar până la 4 milioane de litri la o sondă, ca să foreze, să bage aceste soluții cu acele chimicale cu presiune de peste 1000 de atmosfere. Sparge roca. Când o spart o rocă, roca degaje gazul și gazul iese în sus. Indiferent cine ce spune, acest gaz antrenează în ape, acest gaz împreună cu apa aceea care v-a spus până la 4 milioane de litri pe o sondă, iese în sus, nu stă. Apa o putem ține, dacă o punem într-un borcan, o ținem unde vrem noi. În momentul când este în pământ, ați văzut ce se întâmplă și când se întâmplă iarna sau primăvarele mai ploioase, că este acolo unde ne îngropăm morții, este până sus,
nu poate fi stăpânită și vine și circulă. Apa circulă peste tot. Apa, să nu uităm că pomii au 3-4 metri adâncime rădăcinile, să nu uităm că o cultură de porumb are rădăcinile la 2 metri, să nu uităm că o cultură de lucernă are rădăcina la 10 metri adâncime în sol. Până acolo se duce. Automat ce se întâmplă? Totul se otrăvește. Această fracturare înseamnă punerea gazelor. Dacă pe aici ies gazele, pe unde s-a făcut sonda, vrând nevrând pe lângă se scapă, se duce în sus această soluție. Această soluție care este cu cianură. Această soluție care spune că folosesc între 200 și 500 de substanțe chimice, deosebit de periculoase. Aceste substanțe chimice, vrând nevrând, ne otrăvesc pomii, ne otrăvesc culturile, ne otrăvesc animalele și, bineînțeles, pe noi. Putem să spunem că noi suntem și ne ferim și bem apă de la magazine, apă minerală. Nu o să scăpăm de ceea ce este în jurul nostru, este numai și numai o treabă. Și acest lucru s-a fost dovedit, s-au arătat foarte multe filmulețe. Am vorbit, pentru că am ținut legătura cu multă lume, cei care pot să-mi dea informații. Au fost doi profesori academicieni care sunt bine cunoscuți mie. Este vorba, unul dintre ei este profesorul Hera, academician la Academia de Științe Agricole, și au stat câteva luni de zile în America exact ca să vadă acest lucru. Totul este pârjol. Dar ce se întâmplă? În America și-au putut permite, pentru că au furat acolo unde sunt deșerturi, acolo unde sunt 5 locuitori pe 10 km pătrați. La noi densitatea și locuitorii pe kilometru pătrat, cum se ia ca și densitate, este cu totul și cu totul altceva. Deci nu putem să spunem că nu. Fapt pentru care Germania a spus, eu am o densitate foarte mare de locuitori pe kilometru pătrat și nu voi putea permite sub nicio formă pentru că mă otrăvesc cu oamenii. La fel a spus și Franța, la fel a spus și Bulgaria, Ceoslovacia. Deci iată, sunt deja țări, state, care au luat atitudine și a spus, nu vrem, nu vă dăm drumul, au dat-o sub formă de lege și gata. La noi se vrea sub orice preț. Banul este ochiul dracului, pune pe românește și nu avem ce să-i facem și vin cu forța. Deci eu am o scrisoare sau am acolo o grămadă de documente în care ne înștiințează, domnilor, venim în perimetrul 6 curtici. Perimetrul 6 curtici înseamnă de la Zărand, Șimand, Sântana, merge până la Zimand, Livada, vine Curtici, Sunt Martin, Curtici, Macea, uitați, da, exact, toată ăsta. Și bineînțeles că ia, uitați-vă aici, este Aradul. Și pentru asta am spus de fiecare dată când am avut ocazia, trebuie să antrenăm lângă noi și fiecare dintre dumneavoastră, lângă dumneavoastră, cetățenii Aradului, pentru că numai dacă suntem mulți putem să rezolvăm problema. Altfel, banul este mai puternic decât noi. Dacă suntem toți uniți și ne constituim chiar într-o forță mai mare și ne dăm mâna toți cei din aceste zone, este singurul lucru să-i oprim. De fapt, am discutat cu cineva ieri din Oradea și spunea să hotărâm, să decidem, să facem ori pe 23 martie, ori pe 30 martie, o demonstrație în forță pe toată partea de vest a țării și posibil să fie și pe toată țara. Ce vreau să vă subliniez? Ce am subliniat și acum 2 săptămâni la Curtici. Nu suntem aici să ne luăm de gât nici cu un partid, nici cu alt partid, nici cu un guvern, nici care a fost, nici care este și care va veni. Noi vrem să ne apărăm pământurile noastre ca ei să nu o introducă otrava în pământuri. Introducând otrava, cianurile și acele substanțe chimice ne otrăvesc pe toți și viața noastră va fi fai de ea și bolile pline de cancer, cum au arătat în filmele pe care sunt, pline de cancer, pline de nu știu câte și câte boli care se pot produce din cauza acestor substanțe chimice, pentru că până la urmă cancerul, care este cea mai a dracului boală în zilele noastre, majoritatea se datorează multor substanțe chimice pe care călcăm pe ele. S-au întâmplat multe nenorociri, gândiți-vă că au fost nenorociri, că a dat foc și a ars zăpada. A ars zăpada. Deci gândiți-vă ce înseamnă asta. Înseamnă niște lucruri extraordinare.
Suprafața este mare, 55-56.000 de hectare. Îi se spune că a luat centrul de greutate Curticiu. La fel este și Curticiu, ca și Mașa și ca și orice comună de aici, din acest perimetru, până la Pecica. Pe fiecare, sau pe această zonă, se instituie să se pună 3.300 de sonde. Gândiți-vă că vom încărca între sonde, gândiți-vă că vom încărca între cabluri electrice și acele lagune sau nu știu ce o să fie, pentru că ei atunci când pregătesc soluția, o pregătesc în bazine, după care o injectează apa în pământ. Apa revine. Din nou vreau să o țină în pământ. Nu se poate ține apa în pământ. Apa circulă liberă. Este cea mai mare prostie ca cineva să creadă și dumneavoastră când vi se va spune, pentru că încearcă tot felul de șiretilicuri, să vină să spună nu mai este toxic, nu vrem gaze de șist, vrem doar cărbune și vrem doar petrol și țiței sau gazele de suprafață. Domnilor, nu este așa. Ne mint cu nerușinare. Am fost martor, este primarul de la Curticiu, care ne-a spus clar, ne-a povestit cum zona aceasta este bogată în șisturi și zona aceasta are foarte mult gaz. Și se vede probabil și pe sondele de apă termală că emană puțin gaz. Și atunci au schimbat, acum văzând îndârșirea noastră de a nu-i lăsa, au schimbat-o și au spus nu mai vrem gaze de șist, să-ți vrem doar petrol. Să nu fie cineva naiv din toți când suntem aici și din toți care vreau, pentru că gazele de șist la ora actuală este o preocupare pe toată Europa. Doar că sunt țări care spune categoric nu. Nu poți să vrei petrol, pentru că până în 1989, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, fenomenul acela de ne-am întors, domnilor, pe partea de dincoace de graniță au exploatat România țițeiul, pe partea de dincolo de fâșie au exploatat ungurii țițeiul. Deci a fost o concurență acerbă, pur și simplu, care exploatează mai mult, care trage mai mult țiței. De aceea s-au format schelele de petrol, care au mers de la Șel, de la Pecica, de la Zădăreni, Șandra, Lovrin și așa mai departe. Pe toată partea de vest. Și aici au încercat și au făcut sonde. N-au găsit țiței. Să nu ne mintă acum că acum găsesc țiței. Nu vor găsi nici acum țiței, nu există țiței și nu se caută țiței. Ce vor în schimb? Vor, pentru că știe la ora actuală și noi am spus foarte clar. Nu suntem să ne batem sau să ne certăm nici cu firma cutare, nici cu firma cutare, nici cu firma cutare. Noi ne luăm puterea noastră și ne apărăm pământul nostru. Cei care vor să intre pe pământurile noastre, să nu îi lăsăm. Nu avem nimica cu ei pe toate șoselele, pe toate drumurile, dar nu îi lăsăm să pună o palmă de pământ, o palmă pe terenurile noastre, pe pământurile noastre. Acolo vom sta cu tractoare, acolo vom sta cu mașini, cu combine, cu orice. Pe ei nu putem să-i lăsăm, pentru că sunt criminali și totul este din cauza și pofita banilor. Și numai banul care pur și simplu ne dezumanizează, care au creat și războaie și așa mai departe. Și sau pentru pământul acesta s-au vărsat războaie și acum să vinim să ne lăsăm să ne l-o trăgească. Gândiți-vă că aici pământul, valoarea pământului astăzi este 3, 4, 5 milioane de euro. Gândiți-vă că în toată Europa este de la 30.000 de euro până la 80 și 100.000 de euro. Asta este valoarea pământului. Oameni buni, acolo va ajunge ca valoare în câțiva ani de zile și pământurile dumneavoastră pe care le aveți astăzi aici. Pe ei nu îi interesează. Iar dacă îi lăsăm să intre, nu mai rămâne decât, zicea primarul de la Dorobanț, vom crește cămile, care sunt specifice zonei de deșert. Pământurile noastre nu vor mai avea nicio valoare, pentru că nu mai poți să cultivi. Acolo avem numai o travă. Numai o travă. Ceanură care iese, nu stă. Apa circulă, repet, apa circulă, ne ia și apa și ne otrăvește mâncarea. Nu putem să-i lăsăm. Nu vom vrea să ne certăm cu nimeni anume, decât cu acei care intră acolo. Nu vrem să dăm nicio interpretare politică, repet, a doua, a treia oară, nu ne certăm cu partidul cutare sau cutare, dar trebuie să ne apărăm pământul. Este sfânt ceea ce trebuie să facem noi. Pentru aia deja, și pentru aia, pentru că sunt atât de pornit eu, pentru că eu sunt unul care am primit și probabil și primăriile, am primit scrisoare în care ni se spune noi vom intra pe aceste terenuri
Și după ce terminăm noi, atunci voi vă puteți continua lucrările. Cine sunt ei ca să intre pe terenul nostru? Pentru că astăzi încă ne protejează Constituția și Constituția le spune nu pot să intre pe aceste terenuri decât dacă au acceptul proprietarului. Acceptul proprietarilor nu-l au. Nu-l vor avea pentru că iată de ce suntem aici. Să vă informăm, să știți ce se întâmplă. Se întâmplă o treabă. Ne batem cu ei ca să menținem sănătatea. Și așa este destul de mult poluată toată viața noastră. Este mult poluată. Tot mediul înconjurător. Cu de toate. Și atunci vin ei pentru acești nemernici. Sigur, s-a spus că le dăm drumul, statul, că averea de subsol sau zăcămintele sunt a statului, nu sunt ale noastre. Da? Dar spune clar legea, nu pot să intre să le exploateze decât cu acordul proprietarului. Nu ne opunem, dar ceea ce vreau ei prin folosirea, prin fracturare, ne opunem acestei fracturări hidraulice, aceste injectări de substanțe și apă, cu substanțele chimice care v-am spus de atâtea ori și care pur și simplu nu pot fi stăpânite și o trebuie. Au fost foarte multe filmulețe. Au fost prezentate pe toate și televiziunile, în special Realitatea a dat. Foarte multe filme au fost date în care s-a văzut câte necazuri produce aceste fracturi. De ce să-i lăsăm să intre? Pentru că noi nu intrăm nimic, noi începem. Asta este ce are omul, moștenire de la moștenire, acea palmă de pământ, un hectar sau două sau nouă sau 20 de arii, cât are, dar este o avere care crește valoarea extraordinar de mult în această perioadă. Pentru că nu vă spun eu cuvinte mari, este sigur că pământul ca și valoare se va uniformiza și în Macea și în Curtii sau în Arad și în România, ca și în Austria, unde la mine a venit un om și a spus, domnule, la mine un pământ normal este 70.000 de euro, iar cel care e foarte bun este 100.000 de euro. Unde avem un pământ prost, cel mai prost este cu 30.000 de euro. Vă dați seama? Deci ce trebuie să facem? Puțin dacă așteptăm, ia uitați, să ne îmbogățim. Și de-aia am făcut apel și când am fost la Curtici. Oameni buni, nu vă vindeți pământurile pentru nimic în lume. Sigur că ei încearcă acum să intre și să vină la oamenii mai slabi de lungeri, să-i oferă un preț dublu, triplu astăzi, nu contează cât le dă, pentru că banii au mulți. Cumpără câțiva și atunci vine și spune am intrat aici, intrăm pe pământurile noastre. Am rugămintea, avem decență, avem oameni, bunătatea asta care există la noi, la români, și generozitatea asta, haideți să o păstrăm, haideți să o ținem, haideți să o recunoaștem, haideți să fim buni unii cu alții, cu vecinii, să-i lămurim pe toți. Nu vă vindeți pentru că ne faceți rău. Sunt puțini cei care, după ce ne otrăvește tot ce este în jurul nostru, o să aibă banii așa de mulți să meargă să-și cumpere casă în Austria sau în Germania, nu știu unde, sau în Franța, în țările care nu se fac aceste otrăviri. Haideți să ne păstrăm ceea ce avem noi cu sfințenie și să nu-i lăsăm. Este păcat de Dumnezeu să facem compromis. Adică mă refer la acei domni care zice, pentru mine nu contează, eu am luat un ban frumos. Oameni buni, toți veți ajunge să luați bani frumoși pe pământul dumneavoastră. Dar să ne gândim un lucru, toți avem o obligație morală. Ce facem pentru copiii noștri? Toți care suntem aici, și am văzut că sunt și mulți tineri, și mă bucur și îi tem de remarcat acest lucru. Ce lăsăm copiilor noștri? Când avem astăzi o avere, mare, mică cât este, dar oricum este în creștere extraordinară. De ce să-i lăsăm? Pentru că pe unii vreau să le cumpere. Trebuie să luăm, să le spunem nu, categoric nu. Obligatoriu. Repet un lucru. Atenție că mint. Atenție că ne mint. Martore sunt când ne-a spus gaze de șist. Și i-a spus de maniera următoare. Nu mă ascund, public. Dacă te prind în terenurile noastre, eu decalc cu mașina și tu o să fii de vină. Asta i-am spus eu în primăria de la Curtici. Același lucru se întâmplă peste tot.
Eu nu vreau să lungesc mult, o să mai intervin dacă este cazul, dar trebuie să fim conștienți că nu ne batem cu ei, nu ne batem cu nimeni, nu ne batem politic, dar stăm acolo și atunci când sunteți chemați toți, doar nu-i lăsăm să intre, doar nu-i lăsăm să intre. Sunt cumpărați, sunt oameni care sunt angajați statului și care nu pot să răspundă nu. Sunt oameni care sunt cumpărați. Depinde de din ce fac parte. Nu știu și nu vreau să număr. Ați văzut ce a fost în Moldova când s-au bătut jandarme și când au bătut 100 de oameni bătrâni și câteva copile, câteva femei acolo. Este jalnic. Asta a făcut jandarmii. Probabil că jandarmii, eu ne-am spus și ne-am adresat și sâmbătă trecută, domnilor, aveți în vedere voi jandarmii că sunteți astăzi angajați statului, dar aveți părinți în civilie, aveți nevestele în civilie și aveți copii în civilie. Nu dați în noi, pentru că și voi veți suferi de această otravă. Nici voi nu vă scăpa de ea. Nu vă da atâția bani încât să vă mutați cu casa în Austria sau în Germania sau în Franța. Sigur că oamenii își țin de pâinea lor. Sigur că au fost oameni care i-au provocat. În spatele lor a venit tot de-ai lor, s-au pus de către cineva și au dat cu piatra. Ei au reacționat și s-au creat aceste îmbrânceli și aceste loviri și acele tăvăliri în noroi și în apă. În iarnă, în toamnă, când a fost la Pungești. Trebuie să fim cuminți. Trebuie să aveți în vedere, vreau din tot sufletul, să nu-i lăsați, pentru că trebuie să-i simțiți pe acei răufăcători care se infiltrează printre noi și care provoacă, și care provoacă scandal. Dacă stăm acolo și stăm pe pământul nostru, nu-i lăsăm și pe ei să intre pe pământul nostru. Și stăm cât va fi nevoie. Până la urmă va trebui să renunțe. Eu mă opresc pentru că și cei de aici, și primarii și preoții o să vrea să vorbească. Este un lucru extraordinar că primarii și preoții au venit lângă noi, am început această manifestare și vom merge în toate localitățile și vom merge și la Arad, pentru că îi sperie un singur lucru, mulțimea în stradă. Mulțimea în stradă. Dacă noi suntem uniți, dacă ieșim mulți, nu au ce să facă. Nu ne batem cu ei, dar stăm și ne păzim dreptul nostru și sigur vom reuși. Depinde de dumneavoastră, de toți, dar trebuie să reușim. Vă mulțumesc, mă opresc aici. Aș fi mult să vă spun, dar sunt foarte multe materiale și deși cei care sunt aici și consider că ne vom duce prin toate localitățile cele care trebuie să fie afectate, care urmează să fie afectate și vom cere să mergem și în Arad, pentru că vor veni sigur și arădenii. Se infiltrează apa în toată fântâna Aradului. Deci apa Aradului este de băut, este luată din fântâni, din pământ, cu pompele extrase. Nu este din Mureș. Este cea mai bună apă. Asta este sigur apă bună de băut. Aradul va fi la fel de infectat ca și Macea și Curticiu și Sântana și toți care sunt aici. Numai puțin, pentru că apa circulă imediat cum s-a scăpat o travă, încearcă să se dilueze și se duce ca și glonțul. Vă mulțumesc și îi lăs cei care sunt.